Ai radar de la ambară? Nu. Credeam că e pe vechi cu radar în bară. Nu. Am prins-o, dar n-am avut, da. Aveți. Bine ați venit la Stax TV, material Q&A cu Cătălin Iuhas și al său RS6 de 120. Păi te obișnuiești, cică. Vezi? Cică, zice lumea. Azi a dat pe un Dino, da, prin Polonia. Da, a dat pe un Dino prin Polonia. Asta nu înseamnă că e realitatea pură, dar na, știi cum e, te ieși tu după ce zice unul și altul și când o dai mai departe. Da. Zici, băi, 920 de cai am. Bun, hai să vedem. Pe mine mă distrează că eu citesc întrebare și știu răspuns. Ce zic? Cât dracu costă impozitul, cât dracu costă plăcuțele și discurile de frână? La, eu îți dădeam de partea cu impozitul. Impozitul... Ce capacitate cilindrică are mașina? Capacitate cilindrică, 4983. Bun, ai vinde acest model pentru a-ți achiziționa unul mai nou? De nu. Exemplu, nou RS6? Nu. Nu. Bun. Nu că nu-mi place. Da? Nu mai e... M-am îndrăgostit prea mult de asta. Am înțeles. 0-100 și top speed, dacă ai făcut vreodată în... Da. Vreuna dintre configurații, nu neapărat asta ultima. N-am făcut în ultima configurație top speed. Da? Am făcut și nici 0-100, dar ultimele care le-am măsurat au fost 2-900. Da? Și top speed am avut 347 la oră. 347, uite, dacă care a auzit domnul polițist, ce crezi că părere ar avea el despre treaba asta? 347 de kilometri la oră. Se dezechipează. Se vede viața altfel din el? Bă, se vede la fel. Eu care sunt aici pentru prima dată, vă spun că se vede la fel. Nu știu ție, se pare că se vede altfel? Categoric la fel. Categoric. Câți bani ai băgat în ea? Dacă mai știi. N-am, nu sunt adeptul sumelor. Mamă, ce întrebare vine, ești nebun? Ești pregătit? N-am făcut un total și oricum n-are rost întrebarea asta din punctul meu de vedere. Băi, eu mă bag tot timpul în discuții și răspund eu la întrebare și vă spun așa. Eu am făcut chestia asta odată la o mașină și am scris pe caiet toate cheltuielile. Și la un moment dat, am făcut și eu la mașina și, de curse. Da, și la un moment dat am scris pe Fortuning, așa era pe vremea aia, știi? Și mi-au zis toți că-s băiat de bani gata, că-s răsfățat, că nu mă cred, că nu știu ce. Și la următoarea mașină n-am mai ținut cont, pentru că am observat eu că dacă nu mai scriu pe hârtie, eu am impresia că am băgat vreo 6.000. Dar de fapt sunt vreo 10.000, știi, dacă ei pune pe hârtie. Și atunci măcar te împaci mai ușor cu ideea. Vorba aia, dacă ar vinde nevasta sculele de pescuit, cu cât i-am zis că le-am cumpărat, mă răscolesc în mormânt. Bun, și acum întrebarea de care râdeam. L-ai dat pe un M5? E o fază tare cu un băiat cu un M5 cu care m-am dat. Abia și făcute soft. Și, nu știu, ăia care i-au făcut softul m-au chemat să mă dau eu cu el. Nu știu ce a fost în capul lor, da. Că tot ei mi-o, tot în același loc îmi făcusem eu softul, deci se știa mașina. Da. Era un băiat din Craiova, foarte ok. Da. Și fac dreapta? Fă ce vrei. Fac ce vreau. Fă ce vrei, facem dreapta. Și ne-am dat pe autostradă, l-am bătut rău, ne-am oprit în... Ne-am dat din mers, că de pe loc a zis că n-are rost. L-am bătut rău, ne-am oprit. Eu eram un pic stânjenit așa să... Ți era rușine. Da, mi-a rușine. Că l-ai bătut, era, nu. Vorba aia. Ce poți să-i zici, bă, da. Te-am omorât. Da. Hai, mă, și vin ceilalți și întreabă cum a fost și omul, fumând deja țigara nervos, da, de după. Cum dracu să fie, mi-a dat două sate. Și, da, cum sunt subiectiv și am zis foarte bine că vine vorba de mașini, nu mi-aș lua niciodată, dar nu M5, nu mi-aș lua BMW. Nu că nu e o mașină care e foarte, da, ok. Nu, da, nu ești fan, nu ești fan Audi, mă și regăsesc, nu vrei, da. Nu mă regăsesc vizual într-un BMW. Am înțeles. De ce RS6 și nu RS7? Nu era modelul RS7. Păi nu exista RS7, nici A7, nu era în concept măcar. Care este prețul unei revizii? Păi depinde acum ce trebuie să schimbi.
Ulei și filtre. Ulei și filtre. Care, care a, nu, întrebarea trebuia să fie, nu, care a fost cea mai ieftină revizie la mașina asta? Dacă știi. Nu mai știu, probabil când am luat-o în 2008 pe atunci. Bă, nu știu, chiar nu știu. Ce e mai special la RS6 Break decât la RS6 Sedan? Break. Da. Mai istoria da, a mașinilor RS e să fie break. Ele mai nou sunt și normale. Acum eu nu mai mi-ar lua altceva în afară de break ca RS. Printre multe întrebări se regăsește și una bună pusă de același om și zice așa: este stabilă la un mers sportiv? Tu care ai mers cu ea pe circuit, ai testat-o? Nu este o mașină de circuit. Da? Adică poți să te duci, să nu ai aceeași distracție. Având și Honda care e dedicată pentru circuit și Audi celălalt, categoric înalte sunt mașini și Honda mai ales, care are doar 180-190 de cai, mă distrez mai mult cu ea. Este stabilă, revenind la întrebare, da, este stabilă la mersul de stradă, agresiv, pe curbe și așa mai departe, dar nu e o mașină dedicată pentru circuit. Cât a costat mașina? Întreabă un băiat. De nou. Oare? A costat destul de mult. Mii, cred. Da, sau acolo, pe acolo. Cum acolo se învârt mașinile astea care sunt din liga mașinilor care fac haos, sunt undeva la 100.000. Da, nu, sunt niște întrebări al unor oameni care nu știu despre ce e vorba. Cât consumă, întreabă lumea. Hai să ne uităm. Hai să ne uităm. Stai, nu aici, că am uitat cum să. Suntem pe timp, pe nu știu. 28,3. Asta e gen. Ok. 30,8. Asta de azi de dimineață, cum ar veni că i-ai tras. Și aia era 28? Da. E, la un merge 28. Da. Păi, consumă. O, frate, nu consumă mult. Mașina l-a mers în afară, m-am întors și acum cu ultimile setări, cum m-am întors din Polonia, mi-a consumat 16%. 16% a mers normal, adică i-ai mai și tras. I-am și tras destul de mult. Da. Deci dar probabil că scoate un 14, să zicem, dacă ai merge economic. Cred. Nu crezi? Nu. Economic nu știe mașina să meargă. Lasă-mă convinț. Că nu știu nici eu. Nu, deci mașina asta are 127.000 de kilometri. De forjă. Cu siguranță 120.000, dar cu siguranță asta sunt mergând foarte tare. Ce preferi? Păi, nu, vezi 10, normal, dacă ți-ai luat. De ce RS6 și nu altceva? Eram, cei drept, eram destul de în dubii în momentul achiziției între GTR și RS6. Era singura mașină care aș fi, da, dar aș eu fi renunțat. Un, da, eu văd un mare atu pentru RS6 față de GTR. Da, e, uite, am plecat, exact. Pe am plecat la am pus și chiar nașul tău. Da, nașul. Am pus o poză într-o iarnă plecând la casa de vacanță cu brad, cu palincă, cu tot ce trebuie. Un brad în mașină, cu nu știu ce. Și zice, îmi răspunde el: "Băi, eu nu pot să-mi bag nicio El avea Porsche-le pe vremea aia, nu, exact. 6, da, păi ce sunt el. Aveam și niște scaune prin ea, scaune de alea de bucătărie. Adică, na. Da, ăsta e avantajul, ăsta e tu. Mă, avantajul cel mai mare, de ce să nu fim sinceri, că e Audi. Se poate folosi ca mașină de zi cu zi? Da, 6 ani a fost zi de zi. 6 ani a fost zi de zi și care să le răspund multora dintre cei care mă întreabă dacă o lași stoc, dacă îi faci swap de motor, dacă îi pui turbo, dacă o modifici, mașina este modificată de la 580 de mai multe ori, cu motor refăcut, cu turbine refăcute, schimbate, upgradate, mai multe variante de soft, a fost folosită de zi de zi în configurații de 700 de cai, sau ce puțin, așa exact ziceau oamenii care au făcut seră. MTM-ul, așa ne zice. Da, MTM-ul. Acum, probabil că unii oameni care au fost și au mai experimentat companiile de personalizat mașini pe afară, au văzut că lucrurile nu sunt chiar așa ca în filme și că nu acolo umblă câinii cu covrigi în coadă și totul le merge din prima și le iese perfect și la ei au inventat șmecheria, nu e chiar așa. Dacă mergi spanetă cu el pe viraje, poate să derapeze? Este bună ca mașină de familie? Te dai? Întreabă lumea. Mă dau cât se poate de mult. Cât a costat tot tuningul? L-am mai discutat, nu știm, că n-am tras linie. Face rata-ta-ta? Nu cred că face rata-ta-ta. Nu face. Are limitare de aia.
da. Așa. Are rugină, bănuiesc că nu. Da. De ce o mașină mai veche în loc de una nouă? Păi a fost nouă. A fost nouă mai când veche. Ai luat-o, da. Da. Motivul pentru care ai luat mașina, Audi, am mai discutat. Ce te-a atras cel mai mult la mașina asta? Că e făcută de Audi. Că e făcută de Audi, ok? Da. Și căluții care... Dacă ai avea varianta unei cutii manuale, ce ai alege între manuală și automată și să argumentezi de ce, îmi spune cineva aici. În momentul achiziției m-am gândit foarte mult la chestia asta, acum n-aș alege. N-aș alege o cutie manuală. Pentru că aș, nu știu ce ar putea fi ca să reziste. Cât de mult sex faci lunar? Nu știu cum ai putea să răspunzi la întrebare, dar pe mine m-a distrat. Da. Se strică destul de repede consumabilele. Da, așa. Ai simțit nevoia de un motor mai mare pe caroseria asta? Plăcuțele de frână, da, dacă e cu alea, plăcuțele de frână sunt așa, niște consumabile foarte mari. Da, se duc des? Da. Consumă da. Destul de repede. Adică undeva la între 6 și 7 mii de kilometri. S-au dus plăcuțele. Da. E mașina grea? Da. Asta e cel mai mare dezavantaj al mașinii. Uh-huh. Este o mașină... Are 2 tone. 2 tone cu noi, acum are peste 2 tone 200. Da, 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 da. E greoaie. E foarte greu. E mare dezavantaj. E mare baraca. Exact. E vacă, cum îi zic niște prieteni de-ai mei. Da, e vacă mare, da. Poliția veghează pe străzi, văd că e mare acțiune astăzi. Bravo lor, să-și facă datoria. Ce modificări au fost aduse pe partea de performanță? Astea le-ați văzut în discuția noastră de la interviu, care apare înaintea materialului Q&A, deci nu mai rost să mai discutăm, că le știți. Se înțelege RS6-le cu drumurile din România? Da. Bănuiesc că se înțelege. Cu atenție, se înțeleg și mașinile alea mai joase, mai... Iarăși te întreabă un băiat dacă l-ai vinde să-ți iei modelul nou. Nu. Câți bani ai băgat? Nu știm. Top speed am zis 347 la oră. Mi se mișcă... Aoleu, stai mă, frate. Băi, da, mai găsi pieton vreun cățel drecută. Oameni suntem. Când mi-ai zis de pieton, m-a luat așa. Băi, încercam să te opresc cu ceva, știi ce zic? Așa. Uite pieton. Uite pieton, pietoana. Pietoana. Face, nu face, fuge, fuge. Cât au costat HR-urile, întreabă cineva. Ai idee, mai ții minte? Da. Le-ai da, de viață. Știu. Da. Vezi ușor. Le-am că... de mult. Au costat vreo 7000 de dolari. 7000 de dolari, mă, când dolarul era 2.8. Există posibilitatea asta. De ce RS6 și nu RS4? La momentul respectiv nu era turbo. Mai, nu era turbo, da, avusesem un A4 care îl transformasem într-un RS4 și care sigur când am ajuns eu la finalul proiectului ăla fugea mai tare ca un RS4 care îl copiasem eu. RS4 ăla nefiind un model foarte reușit de Audi, după părerea mea, V8-ul ăla simplu. Ce evenimente memorabile ai cu mașina? În afară de... Da, nu cred că am zis în episod și m-am ținut să zic, nu știu dacă am zis, că tu ai câștigat King of Europe. Mașina King asta of Europe, da. King of Europe în 2011. 2011. Da? Deci ăsta ar fi un moment memorabil. E un moment memorabil. Sunt foarte multe momente memorabile când bag Porsche-uri, când bag tăia, care le am eu așa magazinate în cutiuța mea. Asta ca să înțelegeți și de ce n-ar vinde mașina asta, pentru că nu cred că e o problemă de a achiziționa modelul nou. Pur și simplu te leagă niște amintiri de mașina asta care, na, ți-au adus niște satisfacții. Și atunci e normal să o păstrezi, na, să fiți conectați cât se poate. Ce ai îmbunătățit la ea, performanță și aspect? Mai mult decât ai îmbunătățit deja. Ce ai mai face dacă mai ai intenții, mai faci ceva? Am ajuns cam la tot ce-mi doream eu. Mai puțin evacuare. Evacuare, da. Mai puțin evacuarea care se bălângă un pic mai mult. Dar cred că asta ar fi ultimul lucru care l-aș ia. Deci evacuarea și în rest nimic. Nu mai ai niciun plan. Mașina stoc, exterior, jante. Evacuare, motor, ce mai vrei? Să o folosești, mulți spun, domne, că mașina are wheel gap.
ce vreau să înțelegeți este că mașinile care nu au wheel gap nu pot fi folosite la adevărata lor valoare și atunci nu toți oamenii vor să facă sacrificiu de a nu putea folosi mașina. Jantele sunt făcute după specificațiile exacte ale jantelor originale. Originale, adică tu nu ai schimbat nimic. Absolut în nimic. Specificații, doar designul jantei. Da, designul și greutatea. Și faptul că ai luat o jantă mult mai ușoară și mult mai rezistentă fiind forjată. Poate erau și alea forjate din fabrică. Habar n-am. Că există posibilitatea, dar la mașinile scumpe și performante, jantele vin forjate din fabrică, dar există producători care, uite, se orientează mai mult către performanță și reușesc să facă niște jante la fel de rezistente și mult mai ușoare. Astea au fost întrebările. Eu îți mulțumesc că ne-ai pus la dispoziție și poveștile și mașina și plimbarea. Sper să ne revedem cu alte proiecte și alte mașini. Pe unde trebuie să o luăm? Înainte? Înainte. Așa, ne lasă și pe noi oamenii ăștia că sunt băieți de gașcă. Dacă v-a plăcut, dacă vreți să ne susțineți și să devenim din ce în ce mai buni și cu materiale din ce în ce mai dese, share, like și subscribe. Asta e tot ce trebuie să faceți. În rest, nu e greu. Iar pentru cei care vor să obțină mai multe informații de la noi, sfaturi în ceea ce privește modificarea sau întreținerea mașinilor, avem un cont pe Patreon, Stax TV, intrați acolo, vă abonați, plătiți 5 euro pe lună și beneficiați de toate aceste lucruri.